Bun găsit, oameni buni, într-un nou episod din Temtem. Ultima dată a rămas că trebuie să îl găsim pe Mokupini în dojo-ul lui. Nu știu unde e, nu știu cum ajungem la aia. Suntem pentru prima dată aici pe insulă. Dar cu siguranță o să fie interesant. Asta e insulă într-un copac. Sincer, arată superb. Ăla în față arată ca fiind un posibil dojo. Aha. Oh, right. Tihani is in Denis on a study trip. Pe bune, trebuie să mă întorc acolo ca să-l găsesc. Find Rawiri. Ah, ăsta e Tihani. Eu trebuie să-l găsesc pe Rawiri. Păi și de unde, doamne iartă, o să știu eu unde îl găsesc pe Rawiri? Și ăsta în față arată ca fiind un posibil dojo. Aha. Numai să mă și lasă ăștia să... Yes, mă cupune. Ok, deci sud și după aia vest. Ăștia suntem noi. Câini de foc, guys. Scuzați-mă că sunt atât de încântat. Cred că n-ar trebui să fiu în halul ăsta de încântat, dar... Vai de viața mea. Vai, ce slabi ești, Smozy, împotriva lor. Aoleu. Aoleu. Vai că mi-e rău. Foc, am nevoie de apă. Eu n-am apă în echipă. Vântul e bun împotriva focului. Teoretic îl alimentează, e mai rău. Electricitatea? Bar n-am, sunt atât de confuz. Hai să încercăm cu scan și să vedem. Până la urmă e cel mai puternic, trebuie să să-mi care echipa în spate. Ok. I mean, și dacă nu e super eficient, măcar dă mult damage cu atacurile lui neutre. Aoleu. Bun, Uppercut, Tail Strike. Perfect, am scăpat de el. Man, dar-s puternici ăștia. Asta înseamnă că aici pe insulă să trebuiască să caut și... Mai am 14. Pot să-i dau un Haitouchi. Trebuie să caut și o zonă unde să-mi dau heal. O să vreau și eu câini de ăștia de foc, că par drăguți. Îmi plac. Ok, squad. Bun, Tateru. Și totuși, chiar nu ne lasă pe aici? Breeding center. What is the breeding center? Am de heal. Nu pot să-mi dau heal. Nu. Of creating new temtem e... Ok, deci doi temtem, fac dragoste aici și îmi dau... Ok, un nou temtem.
Ok. Da, nu, că nu aș putea să-i folosesc. Ok, o trebuie mai târziu să... Nu, stai. Pot să-mi perechez 2 de apă, guys. Like... Nu, ăsta e de natură. Fiți atenți. Da, da, să ambii masculi. Nu mă încântă ideea. Umii și fomul toți sunt femei. Da, până la urmă, poate mă lasă. Hai să vedem. A, serios? Nu merge. Bine. Paharo. Adică un porc cu asta ce-ar putea să... Nu. Sau hai. Poate funcționează, guys. Ok, hai să dăm 50. Și ce o să iasă? Sunt atât de confuz. Hai să dăm breed. Ok, deci să mă întorc eu la un moment dat. Mi-am sacrificat, prieteni. Acei, ok. Ăștia sunt toți de foc aici. Trebuie să schimbăm un pic tactica. Bun. Se pare că nu pot să-mi dau heal. Bun, deci nu aici. Nu știu cum ajungem la acel doctor. Ce e aici în stânga? Asta ce e? Meh. Bun. Atunci hai să ne întoarcem. A zis în jos și vest. Dar peste tot e rupt podul ăla, adică... Ce șanse am? Nu, cred că pe aici ar fi o variantă, dar și acolo e rupt podul. Aaa, da, eu trebuie să merg mult mai în stânga. Ok, urmează o bătălie. Ok. Ăștia par a fi ceva temtem evoluați. N-a funcționat. Ăla-i de apă, ok? Și ăsta-i de natură, Tail Strike. Pe tine o să funcționeze beam-ul. Perfect! Doar că mai are 2. Perfect! A funcționat perfect. Bun, Held Anger. Nu, că am doar 8. Hai să dăm un Tail Strike și un Beam. Sau un Drill Impact. Cred că funcționează electricitatea împotriva lui. Da.
Că e de vânt. Da, perfect. Ok, trebuie să facem niște modificări de genul ăsta. Wow. Ok, deci se poate ajunge aici, doar că e ok. Hai să vedem cu ce temtem noi mai facem cunoștință. Interesant. Nici nu știu ce să folosesc. 95. Nu știu care e care. Electricitatea nu e neapărat rea, dar nici eficientă. Ok, deci nici apa, nici electricitatea nu funcționează pe ăsta din dreapta. Mai am 10. Păi stai o tură. Hai să facem așa, deși o să mi-l omor singur, cred că. Nu, dar nu. Nici nu mai lăsa să te atac. Aoleu. Why? Hai să vedem. Poate 18 multiple packs. Nici asta nu e eficientă. Vai de viața mea, n-am nicio șansă împotriva lui. Mai am doar 6. Windburst. Ok, Koish, dăm cu bubbles și aici o să vreau o schimbare. Hai să vedem, poate tatărul. Aoleu. Da, bine. Heavy blow. Incredibil cât de mult damage dă acel crystal. Are un tatter, ok. Hai să mai stăm o tură. Pierce Claw. Perfect. In beat, shage, mam. Bun. Ok, hai să folosim Ice Cubes și un Heavy Blow. Ok, am 6, aici am 5, hai să facem așa și să vedem ce și cum. I-a scăzut defensiva până la urmă.
A riscat. Bun, Smozy și Koi și... Trebuie să ne folosim chestia asta, că... E nasoală treaba. Doi Smozy. Ce se atac cu Ice Cubes? Hai să vedem. Aoleu. Da, dar n-am ce să fac, trebuie să-i atac cu ceva. Nu e eficient, dar trebuie să-i atac cu ceva. Bun, hai să mai dăm un Ice Cubes și un Tail Strike. Ok, 8. Hai să dăm un perfect jab ca să scădem defensiva puțin. Nu, are puterea aia, hai să ne odihnim tura asta. Pe ambii. Pași, să dăm cu Bubbles, nu mai așteptăm o tură. Iar aici o să dau un Tail Strike. A fost eficient. Am un nou, guys. Păi hai să ne întoarcem. Guys, hai să ne întoarcem la Breeding Center, că... Pe aici era? Da, în față și sus, sus, sus. Nu! Opa! Nu știu ce ești tu, dar este timpul să capturăm un nou prieten în echipa noastră. Nici nu știu cât de tare să te atac, așa că... O să-ți dau un Windburst și să sperăm că supraviețuiești. Ok. Mai dau niște bubbles și aici o să stau. Cât să te slăbesc să te pot captura. Bun. Tu stai și folosim un Temtem card. E și level 17, adică e destul de puternic. Yay, avem un Spriole. E de natură. Nice. Ok, Koi și-și cam obosit. Sus? Da, tot în sus, în sus, în sus, în sus. Ok. Este timpul pentru un nou... Aoleu! Oh,
Așa slab? Așa slabe sunt atacurile neutre? Să încerc cu vânt, oare? Poate e mai eficient. A, dar stai că aici n-avem... N-am energie. Ok. Un heavy blow aici și tu ai... Vânt în partea cealaltă. Wow, ok, vântul era puternic. Vântul e puternic împotriva naturii. Ok, that was fun. Cu voi de aia mai rămas. Să vedem unde e egg-ul. Guys, unde ar trebui să găsesc acel egg? Egg. N-am absolut nicio idee. La squad. Stați așa. Nu știu ce e asta, dar... Details. Un page pick? Ok, hai să-l folosim în următoarea bătălie, că-s curios. Ce știe să facă. Oricum o să dureze destul de mult până ajungem să-l găsim dojo-ul acelui, ok? Scancen Tateru, n-a vrut să... De ce nu mai lăsa să folosesc ou? De ce? Stai că am folosit două atacuri neutre, dar poate nu se fie ce... Oh, ok, a fost eficient. Încă un Fierce Claw și Heavy Blow și ești pa. Ah, stai, eu voiam să-l capturez pe cel din stânga. Da, mă rog, da, scanci la distrus. Ok, guys. Eu ce fac cu ăsta? Hai să ne întoarcem, pentru că e clar că nu o să pot să mă lupt cu el. Și măcar să-l... Îmi ocupă spațiu aici degeaba. E atât de dubios. Bun, o să am nevoie de Psypath. Nevoie de luptători. Tu vai, cred că e leșinat, eu așa țin minte. Tater și Smozy sunt... Ok. Bun, deci tot în jos. Așa țin minte. Și după aceea stânga. De parcă o să ne lase. Ok, ăla din stânga e o evoluție interesantă a unui Temtem, de care nu cred că știu. What
Dar rost folosesc water. Ah, hai să-i dăm cu Venom. Mi-a dat ceva damage. Îmi dă ceva damage. Ok, știam eu că mă povaza pe Saipat. Frumos. Au. Am 12. Să trebuiască să stau o tură, iar aici dacă apuc să-l atac primul, o să fie ok, e bine. Mamă mie. S-ar putea să jucăm fure cacu, dar hai să încercăm. Aș vrea să-i dau poison. Heldanger. Cacu, dă-i cu toxic spores. Deci îl iubesc pe scanci, n-ai cum. E temtemul ideal. Și acum putem să facem stânga? Mă cupune! Aha. Acum. Partea bună e că știm cum să ajungem aici. Partea rea e că ajungem fără să ne moară temtemii până acolo. Că dacă mă mai întâlnesc cu mulți de ăștia... Ok, aici s-ar putea să ne dăm un heal. Uite aici. Vai de viața mea, da. E perfect. Să păstrăm echipa asta? Hai să folosim acest spriol. Poate ne ajută la ceva. O să regret mai târziu că am făcut asta. Bun, acum probabil o să trebuiască să ne batem. Nu? Mulțumesc că mă lași în pace. Și de aici... Am ajuns la Mokupuni Dojo. Aoleu, de mi-am schimbat ăștia și nu sunt stare să-l bat. Adică am 3 temtem care sunt așa. Stai. Ne întoarcem. Ne întoarcem pentru că dacă nu mai avem wild encounters, o să am nevoie de smozis. Teoretic și de Tuvai. Cacu, adică îmi place o travă lui, dar o să-și ia bătaie cam repede și... Că n-are multă viață încă. Bun. Hai să fim optimiști și să sperăm că ne descurcăm.
De ce am auzit sunete de laser, guys? Ok, măcar n-am pierdut bani. Dar poți să treci prin verdeață pe chestiile alea? Nu. Da. Ah, ba, da, e okay. Se poate, dar e foarte complicat. Mamă. Ce chestii sunt aici în stânga și dreapta? Nu! Vai, cât de greu e. A, sunt doar niște treasures, dar nu e nimic, wow. Hai! Nu, perfect. Fai. Bun, e evident că mai sunt aici. Care se bat și fac misiunea asta? Rauiri! Un Tateru și un Dendri. Scuresc ce level au. Da, guys, nu cred că sunt... Da, nu sunt pregătit pentru... Pentru ce urmează aici. Fai de viața mea, n-am nicio șansă. Hai să-i dăm cu niște balm, dar nu cred că are sens. Balm sau tonic? Dar o să moară. Nu! Nu! Din greșeală am apăsat pe ăsta, nu voiam să... Vai, ce prostie am făcut. Da, nu sunt pregătit încă pentru... Pentru acest dojo. Încă sunt destul de slabi temtemii mei. Până la urmă și ești checă, mă, șocam fura. Din când în când. Taifu. Aoleu. Da, nu avem nicio șansă, guys. Putem să fugim? Avem cum să fugim? Nu putem să fugim. Putem doar să stăm, să așteptăm să luăm bătaie. Smozi, ok. Tu mai ai ceva, dar... Foarte puternici ai lui.
Ok, tu ai are 15, hai să dăm un Wind Burst și cu tine o să dăm un... de asta. Aoleu! Raize, ăsta-i câinele ăla de foc și și evoluat! Fai de viața mea! Mamma mia, Marcel! Aoleu! E ireal cât de dezechilibrată e lupta asta. E adevărat că am niște iteme pe care le folosesc, dar doar aș prelungi inevitabilul. Ok, hai să dăm un tail strike și aici am terminat. Da, eu n-am cum cu scanci să-i bat 4 temtem. Sunt și otrăvit și mi-au și damage de la focul ăla. Ok, avem o tehnică nouă. Inner Spirit, 170 damage cu 27. Ok, Held Anger și Fierce Claws destul de apropiate, 160 cu 16. 71 cu 15. Ok. Hai să încercăm așa. Inner Spirit. Măcar să o vedem în acțiune. Vai de viața mea! Chestia aia a fost superbă. Da, mai dăm un tail strike așa de amorul artei. Sunt curios câți bani pierdem. Acceptabil. Și la ce bază ne teleportează? Aici, că aici e ultimul loc în care am fost. Da. A, uite că e și Nanga. Unde aveam eu un quest, un side quest, as the team manager in Nanga for more storage space. În fine. Da, oameni buni, o să ne oprim aici. Pentru că E nasol, o să trebuiască să lucrez și să-mi antrenez și să-mi evoluez temtemii și să le cresc nivelul până la următoarea bătălie și până când putem să ne batem de la egal la egal cu Mokupuni, nu cu Mokupuni, îl cheamă Rauiri. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat, like, share, subscribe și ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi, numai bine!